Primarul de la Șușani are un proiect pentru modernizarea drumurilor comunale cu banii de la stat. Până în prezent, Ministerul Dezvoltării a alocat banii pentru 45% din proiect. În momentul de față, partea bună a lucrurilor este că în comuna Șușani se asfaltează. Am un proiect pe ordonanța 28 care vizează asfaltarea 7 km de drumuri de interes local. Suntem deja undeva 45% din proiect realizat. Urmează ca, în funcție de fondurile care ni sunt alocate de la Ministerul Dezvoltării, să continuăm și cu restul de procente, de restul coeficientului de realizat. În principiu, eu cred că prin semnarea acelor contracte de finanțare prin care ni se asigura toată suma pentru terminarea proiectelor, mie mi se pare un lucru bun. Un alt proiect pe care administrația locală din Șușani vrea să-l implementeze este realizarea rețelei de apă și canalizare.